Amendă uriașă pentru șoferul unui autotren. Garda de Mediu Mehedinți l-a sancționat cu suma de 60.000 de lei după ce s-a descoperit că transporta pilitură de cupru fără a deține acte. Astfel, în urma unor informații, comisarii Gărzii de Mediu au oprit în trafic un ansamblu de vehicule format din cap tractor și remorcă cu prelată, care transporta o cantitate de 13.335 de kilograme de pilitură de cupru, rezultată în urma tocării din componente electronice fără a deține autorizație de mediu. Bărbatul a fost depistat pe DN6 pe raza localității Șimian, iar marfa era transportată în 11 saci de rafie.